Bună ziua, Sorin Bușu, nou capitan al echipei în fața noastră, cu cuvinte despre următorul meci oficial, cel din deplasare cu Academica Mincen. Te rog, Sorin. Bună ziua, în primul rând. Ne așteaptă un meci dificil, din punctul meu de vedere. Cred că a venit momentul să legăm mai multe rezultate pozitive. A fost foarte important că am reușit să ne deblocăm oarecum și să câștigăm meciul cu Dinamo, dar acum este mult mai important, este meciul care urmează și este foarte important să venim cu punct sau puncte de acolo. Sorin, ești nou capitan al echipei. Da, pentru mine este o mândrie să port banderola de capitan, este normal, dar și o responsabilitate în plus. Mă bucur să fiu capitan și nu cred că neapărat asta este cel mai important, cine este capitan. Important pentru noi acum, în momentul în care suntem, este să legăm cât mai multe rezultate pozitive și să scoatem echipa din acest impas. Sorin, ați avut o întâlnire și cu primarul municipiului Iași, Mihai Chirica. Cum a decurs? Da, așa este. Am avut o întâlnire cu domnul primar. Cred eu că a fost o întâlnire foarte benefică, în primul rând, pentru liniștea noastră. Pentru că în ultimul timp au fost destule lucruri neclare, ca să spun așa, la club. Și am vrut și noi să avem o discuție cu domnul primar, să ne spună exact cam cum stau lucrurile. Cred eu că a fost o întâlnire benefică și sperăm că pe viitor să mai vină alături de noi după rezultate pozitive și să fie discuții constructive, cum a fost și asta, pentru că eu cred că a fost o discuție constructivă și sper să ne vedem de mai multe ori în ipostaze mult mai pozitive și mai, să fim mai bucuroși. S-a detenționat atmosfera în vestiar după această întâlnire? Eu cred că da, cred că da. Eu cred că a fost foarte benefică venirea domnului primar și sper să se fi detenționat puțin atmosfera, iar la meci să nu fim apăsați de acest aspect. Pentru că vrei, nu vrei, în timpul liber te gândești că sunt probleme financiare, că ai o familie acasă, căreia trebuie să pui ceva pe masă. Dar când ajungem la meci, nu cred că cineva se mai gândește n-am luat banii de 3 luni sau de 4 luni, nu. Acolo când intri pe teren, cred că fiecare își dorește să câștige și să dea 100% pentru echipă. Cât de important este rolul tău? Ești acum mai nou, ești și capitan, dar în același timp ești și unul dintre jucătorii cu experiență din vestiar. Așa este. Suntem mai mulți jucători cu experiență în vestiar. Este și Andrei, care a fost atât timp aici, este unul din liderii echipei, ca să spun așa. Eu cred că împreună o să reușim să scoatem echipa din această zonă a clasamentului și dacă o să fim un grup unit, cum cred eu că suntem, cred că până la final vom reuși. Mulțumesc frumos, succes! Cu plăcere, Doamne ajută!